Activitățile desfășurate în zilele de 29 și 30 septembrie în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității au fost orientate spre minori, cu care polițiștii intră în contact atât din postura de victime, cât și de autori ai diferitelor infracțiuni. Peste 140 de elevi ai școlilor gimnaziale Gheorghe Lazar și Porolisum au stat de vorbă cu polițiștii ai compartimentului de analiză și prevenire a criminalității de proximitate și de la biroul de transporturi feroviare, temele abordate mergând de la cauzele și consecințele delicvenței juvenile până la adoptarea unui comportament social menit a-i ține departe de sfera penală. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, printr-un parteneriat încheiat cu Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, Clubul sportiv de rachid Zalău a organizat o demonstrație de karate în sala de sport a școlii gimnaziale Mihai Eminescu din municipiu. Elevii clubului au prezentat tehnici de autoapărare menite a evita victimizarea.